Mântuirea lumii, bucuria mea, primul om, adică Adam, a căzut prin trei lucruri. Femeia, adică Eva, lemnul, adică pomul cunoștinței binelui și răului și neascultarea, călcarea poruncii lui Dumnezeu de a nu mânca din acel pom. Și prin trei lucruri va fi mântuit tot prin femeie, adică Maica Domnului care l-a născut pe Iisus Hristos Mântuitorul Lumii, tot prin lemn, adică lemnul Sfintei Cruci, pe care a fost răstignit Dumnezeul nostru Iisus Hristos și prin ascultare. Este vorba de ascultarea pe care a făcut-o Iisus Hristos față de Dumnezeu Tatăl. Cine l-a scos pe Adam din Rai? Vezi zice Dumnezeu. Nu! Atunci cine l-a izgonit dacă nu Dumnezeu? Adam însuși s-a izgonit. Pe Adam, l-au izgonit trei mari păcate rod al folosirii neînțelepte a libertății dăruite de Dumnezeu, mândria, lăcomia și neascultarea. Lăsându-se amăgit de diavolul în chip de șarpe, Adam s-a mândrit crezând că va fi asemenea lui Dumnezeu și fără ascultare și de aceea s-a lăcomit să accepte repede oferta mincinoasă. Omule, dă vieți rostul, zi mai des sunt tatăl nostru, să eviți flecăreala, clevetalea și judecata. Judecătorul stă înaintea ușilor, el a văzut și a numărat toate nelegirile noastre de până acum. Într-o zi sau două ne poate chema la judecată, unde nu vom avea niciun cuvânt de îndreptățire. Creștinii ortodoxi Trebuie să nu mai doarmă cu capul pe perna nepăsării, și să se trezească nu doar din somnul cel de moarte național, ci și din somnul cel de moarte spiritual. Viața cea adevărată începe după înfricoșata judecată. Așadar, cu credința asta fiindcă Domnul te iubește. Ca un rob El s-a zmerit și pe noi ne-a mântuit. Cântă cântări bisericești, spune rugăciunea lui Isus Hristos cât mai des, spune toate rugăciunile pe care le știi și mergi mai departe, fiindcă la capătul drumului te așteaptă Dumnezeu. În mâna lui Dumnezeu stau toate, și viața, și moartea, și dreptatea, și mila. Sfântul părinte chiril al Alexandriei zice, la Dumnezeu nu se poate intra decât în stare de jertfă. Cu Dumnezeu nu ne târguim, El ne dă totul și ne cere totul. Sfântului Apostol Petru i-a dat Iisus Hristos cheile împărăției cerurilor, Matei 16, 18, iar Maicii Domnului i-a dat cheile milei, știind că preoții creștini ortodoxi au cheile raiului, minunat ar fi să ne spovădim și să ne împărtășim în fiecare zi, să încercăm la două, trei săptămâni sau cel mai puțin o dată pe lună. Pe creștinii ortodoxi care se spovedesc și se împărtășesc foarte des, eu îi numesc uranopolitani, adică cetățenii ai cerului, fiindcă ei zic așa, iubite voi, Doamne, vârtutea mea, Domnul este întărirea mea și scăparea mea și zbăvitorul meu. Iubite voi, Doamne, eu biet rătăcit, ce drumul spre tine cu greu l-am găsit. Sunt toaie pierdută într-o lume nebună. Iartă-mă, Doamne, și primește-mă în turmă. Amin și Aliluia.